Îmi propun să închei această sagă a succesului despre care v-am tot povestit cu o mașină absolut specială. Vă reamintesc că am vorbit despre seria 7 de la BMW, am vorbit despre Mustang-ul de la Ford, a sosit timpul pentru un SUV. Ne-am oprit astăzi asupra unei mașini care a născut controverse. Este vorba despre un Mercedes GLE AMG Formatic Coupe. Da, asta este denumirea lungă. Puteți să-i spuneți scurt X6 de la Mercedes. Da, este o copie a unui model de succes și probabil tocmai datorită faptului că acest model de la BMW de această dată, X6, s-a vândut în peste 300.000 de exemplare pe toată durata lui de viață, acest lucru le-a făcut cu ochii celor de la Mercedes și probabil aici a apărut dorința de a copia. Bun, haideți să vorbim despre ceea ce se află sub capotă și de această dată am să mă ofer voluntar să vă dau câteva date tehnice, o să înțelegeți imediat de ce fac acest lucru pe care în mod normal îl evit. Avem aici un motor V6 supraalimentat de 3 litri care dezvoltă o putere de 376 de cai și toată această ecuație ajută bolidul să ajungă la 100 de kilometri în doar 5,7 secunde. Dar pentru performanța asta trebuie să plătești, pentru că mașina consumă ceva. Fabrica ne spune că ar consuma mixt undeva la 9% și ceva. Eu am mers în modul sport și am sărit bine de 10%. În general, oamenii de succes s-au lângă ei partenere mari, amatoare de mașini mari, dar mai ales scumpe. Nu știu dacă acest GLE Coupe este opțiunea potrivită, pentru mine este o dilemă. Tocmai de aceea am invitat alături de mine o reprezentantă a sexului frumos. A venit astăzi un invitat surpriză până în acest moment, și este vorba despre Elena Hârțan. Bine ai venit! Bună, Stelian! Bun, și o să vă întrebați de ce Elena, într-o foarte scurtă prezentare, spun așa, este un fost jurnalist de presă auto, deci știe despre ce vorbește pe de o parte, și de cealaltă parte este și întreprinzător, deci un om dinamic, un om care ar putea să se potrivească mașinii astea. Nu știu, vedem la finalul discuției. Spune-mi așa, într-o primă fază, cum ți se pare mașina? Cred că prima impresie pe care o are oricine, fără să fie un cunoscător al domeniului auto, este că această mașină este un concurent serios pentru BMW X6. Seamănă foarte mult cu bavarezul. Fața mașinii este agresivă, este robustă, de fapt este impresia generală asupra mașinii, este un model robust, e rubensiană, ca să spunem așa. Vom vedea dacă pachetul AMG a mai stompat puțin din acest aspect, sunt câteva tușe fine care îi dau o notă mai sportivă și un pic mai agilă, atât ca design, dar vom vedea și după ce vom merge cu ea dacă vom simți lucrul acesta și la volan. Hai să aruncăm o privire, te rog, în spate. M-am oprit o secundă să îi admir partea laterală și n-am putut să nu observ nervurile astea, care de altfel arată foarte bine, îi dau linia asta extrem de sportivă, dar care seamănă din nou extrem de bine cu ceea ce am văzut la X6. Cred că o comparație cu X6 este inevitabilă. De altfel, presupun că atunci când au gândit acest model, cei de la Mercedes au avut în minte modelul X6, pentru că este un concurent direct pentru mașina celor de la BMW. L-au gândit, l-au studiat cu siguranță vreo 7 ani de zile, dar n-au reușit să scape de una dintre marile probleme din punctul meu de vedere, și anume vizibilitatea în spate. Deși liniile arată ceva mai bine, vizibilitatea în continuare este extrem de redusă. Am observat că designul este ceva mai armonios, iar linia haionului nu mai este atât de abruptă cum avem la BMW X6. Acest model are și un eleron foarte elegant care alungește puțin silueta, arată ceva mai bine. Eleronul, trebuie să spunem că e specific AMG-ului, și sub eleronul ăsta avem o mare surpriză pe care ne-a oferit-o Mercedes-ul, și este vorba despre portbagaj, care e suficient de mare, spun eu, de această dată, mult mai mare decât ceea ce avem la X6, însă are un mare minus, este foarte, foarte adânc. Asta am observat și eu, este foarte lung, și dacă îți vei lua un costum Armani pe care să-l asortezi cu această mașină, vei avea o problemă atunci când te apleci să-ți iei bagajul din spate, vei șterge inevitabil zona de aici.
Și nu numai asta e problema. Eu, chiar dacă voi șterge spoilerul, și asta întotdeauna este murdar, asta trebuie știut, tot nu voi ajunge să-mi iau geanta. Este atât de adânc încât o persoană mai micuță de statură, persoanei respective, va fi imposibil să-și ia geanta de acolo. Atunci să le sugerăm celor de la Mercedes să integreze și un cârlig AMG cu care să-ți tragi bagajul din spate. Iată că au studiat 7 ani de zile, dar n-au studiat suficient. Bun, portbagajul este în regulă, fiindcă o mașină de genul ăsta trebuie să fie și practică. Dar dincolo de cum arată o mașină, important este cum merge, așa că îți propun să facem o tură cu ea. Te rog. A început orchestra, vorbim despre motor V6 care, având acest pachet AMG, este mai sportiv, este mai agil, se simte mai bine. Dar iată, cum acel sunet, Stelian, pentru ce ne-am întâlnit noi pentru acest sunet. Reușită între agilitatea unei mașini sportive și confortul unui SUV, chiar dacă ea nu are acel confort al SUV-ului clasic, este totuși o mașină confortabilă, este o mașină agilă. Eu mă gândesc că o persoană care își permite să dea 110.000 de euro pe această mașină, mă sigur își permite și un SUV convențional cu care să-și facă toate nebunile și să urce prin păduri și pe deal. Și asta să fie așa, SUV-ul de oraș. Să fie SUV-ul de oraș, de mers cu familia în weekend la munte, să fie o mașină, să spunem, confortabilă și elegantă, înaltă, practică. Cred că este momentul să rezolv dilema de la începutul acestei filmări, și anume, este o mașină care ar putea să se muleze pe dorințele partenerei, așa cum spuneam, omului de succes? Într-adevăr, ce spuneai tu, partenera bărbatului de succes își dorește o mașină puternică. Totuși, cred că această mașină nu este atât de potrivită pentru o femeie. Este o mașină robustă, este o mașină... E practică, nu pot să spun, este manevrabilă, este confortabilă, dar cred că îi lipsește acea notă de finețe pe care o văd eu la mașina pe care să o conducă partenera omului de afaceri. O ultimă întrebare, care crezi că ar fi mașina aia potrivită pe care o căutam, să spunem, la început pentru soția omului de afaceri? Păi cred că cred că ar fi mult mai potrivit. Asta poate într-un episod următor. Îți mulțumesc tare mult pentru ajutor. Și eu mulțumesc pentru invitație. Am ieșit cu mașina pe șosea, pentru că șoseaua cred eu că îi se potrivește cel mai bine. Sunt câteva lucruri care îmi plac și mai există și lucruri care îmi displac. Îmi place foarte mult faptul că îmi pot regla scaunul de aici, de pe ușă. Nu e nevoie să mai înghesui mâna între ușă și scaun. Cam aici se găsesc majoritatea butoanelor de reglaj la celelalte mașini. Îmi place foarte mult o idee pe care o regăsim aici la consola centrală. Îți poți pune un pahar cu lichide pe care lichidele le poți păstra reci sau calde. Există opțiunea asta.
Ceea ce îmi place foarte mult, că este foarte comod, modul în care îți poți regla stilul de mers în confort, sport, sport plus sau individual, și aici mașina își reglează, se reglează, se mulează după stilul de mers al fiecărui șofer. Îmi place bordul, sunt două ceasuri mari, două ceasuri analogice, nu sunt digitale, cred că aș fi simțit nevoia totuși de ceasuri digitale aici. Și în cele din urmă, ceea ce nu îmi place la această mașină și nu la această mașină, în general la modelele Mercedes, este acest display care îți seamănă așa cu o tabletă care a fost înfită în bord. Cred că îmi plac mai mult display-urile care sunt cumva încorporate în bordul mașinii. Cam asta ar fi în linii foarte mari, o mașină foarte scumpă, o mașină care cu siguranță te scoate în evidență dacă îți dorești acest lucru.